la nivelul acestei case. Eu cred că e o problemă de jaf generalizat la această casă, o fi și de management, dar nu poți, domnule, să ai o gaură neagră, Radu Miruță, 30 de ani, să nu se mai soluționeze în niciun fel și ăștia au ajuns să moară oamenii, pur și simplu, au ajuns farmaciștii să facă grevă japoneză, dar în ce țară suntem și bolnavii de cancer să protesteze în fața ministerului? Oricât de mulți bani s-ar băga în sistemul de sănătate, pare că acești bani nu ajung niciodată la pacient. Undeva pe traseu sunt niște intersecții în care banii se scurg, iar la pacient nu ajung. Auzeam inepția spusă de PSD mai devreme, cum că sunt de vină farmaciile sau cabinetele medicale că nu au cerut, nu au anunțat guvernul că e problema asta. Păi, domnule Matei, fiecare farmacie are o sumă de bani alocată de la Casa de Sănătate. Fiecare cabinet de medic se știe de la începutul anului care este suma în care se poate încadra. Toate aceste detalii erau cunoscute. Aceste lucruri erau prinse în buget. Problema pe care dumneavoastră evitați să o spuneți este că nu mai sunt bani. La guvern, de unde pleacă structura asta pe instituții, nu mai există bani. În același timp, românilor le cereți taxe suplimentare, românii cinstiți vin și aduc banii la guvern, acolo explodează cheltuielile și niciodată pentru oameni. Despre management prost la Casa de Sănătate putem discuta. Dar vedeți că aveți în stradă și oameni de pe la oficiul de cadastru. I-ați avut pe cei de pe la CFR, i-ați avut pe cei din învățământ care n-au prea primit conform cu celor spuse. Oamenii pe bună credință, pe bună dreptate, angajații Casei de Sănătate, spun, domnule, eu aveam acela salariu și acum 2 ani, l-am și acum. Tu, stat, mi-ai crescut cheltuielile. Că unii dintre ei nu-și merită salariile, este o discuție. Și acolo ține de management. Dar haide să nu-i pedepsim pe cei care își fac treaba profesionist la Casa de Sănătate pentru pilele aduse în Casa de Sănătate care consumă din buget și nivelează salariile. Haideți la scurt comentariu, dacă răspuns de la Bogdan Matei, vă rog. Un scurt comentariu, domnul deputat, nu vreau să intru într-o polemică cu dumneavoastră, dar nici nu vreau să scoateți din context ceea ce am spus eu. Eu n-am adus în discuție farmaciile, ci au perfectă dreptate cu privire la solicitările dumnealor. Eu am făcut doar referire, la managementul Casei Naționale de Sănătate și nimic mai mult. Iar cu privire la solicitările dumnealor, eu am spus în felul următor, că dacă de la nivelul managementului Casei Naționale de Sănătate se fac solicitări de pe zi pe alta, mi-e greu să cred în conformitate cu birocrația românească păi că vor primi pe banii pe alta, că asta știți cum funcționează. Deci nu am adus în discuție nimic altceva, nici angajații, nici pe cei care nu-și fac treaba sau își fac treaba. Doar atât. Acesta a fost comentariul meu. Un senator din partea unui partid de guvernare, care, de la care așteaptă un răspuns de ce farmaciile au câte 4-5 luni întârziere la medicamentele deja achitate pentru care și-au plătit și taxele. Vreau să vină ministrul să răspundă, Radu Miruță, senatorul, să răspundă ministrul, să răspundă domnul Baciu, care m-a mințit că i-am scris în prima zi și îl cunosc de mult, de când era la Ministerul Sănătății, secretar de stat. L-am întrebat, noi, care e problema? Uite linkurile astea aici, zic farmaciștii, zic producătorii, lumea nemulțumită, înțeleg că nu-s bani. Nu e totul rezolvat, nu știu de ce zic așa, e fake news. Al dracu fake news că nu se mai termină de 2 luni încoace fake news-ul ăsta. Credeți dumneavoastră că farmaciștii fac grevă japoneză pe fake news? Păi i-am avut eu aici în direct farmaciștii cu plățile nefăcute din luna mai. Dar nu știi nimeni, domnule, nu e nicio problemă de fapt în România, așa este. Nu e nicio problemă, suntem toți exagerați, numai nouă ni se întâmplă. E ca și cu cash-ul, suntem doar nebuni cu toții și asta e singura problemă pe care o vede guvernul. Apropo de guvernul ăsta... nici nu știu, apropo de toată lumea face ce dorește în țara asta, hai să vorbim de, vă mai țineți minte Crevedia? Că mă țin de 2 zile să vă arăt subiectul ăsta. Noi primarul de la Crevedia, de o nesimțire fabuloasă, că vă aduceți aminte, orice îl întrebai, nu știa el, nu era din localitate, n-a trecut nicio cisternă pe acolo, au murit oamenii ăia, sunt în continuare săraci, stau în niște, ce naiba sunt alea, containere. Că nu le-a dat niciun ban, nici flagasul, nici proprietarii, nimeni. Primarul își mărește salariul. Hai să arătăm, Georgiana, te rog, pentru că e vorba de... Se va da vot în Consiliul Local. Vă aduceți aminte că s-a dat drumul pe vremea lui Dragnea să-și mărească ăștia cât vor ei salariile, să facă ce vor. Primarul are, deci avea această indemnizație de 10.400 de lei. Și își mai va da acum și viceprimarul avea 8.320, secretarul de comună 8.798. Și acum există și cealaltă hârtie, Georgiana, în care arătăm că își mărește, da, cu 6.000 de lei și indemnizația primarului va ajunge la 16.500 de lei.
și a viceprimarului la 13.200 de lei. Astea sunt niște documente pe care le-au publicat colegii.